dumneavoastră la capitolul Ascultare și Sfânta Evanghelie la Apocalipsa, capitolul 2. Vom continua studiul nostru sub genericul lui Dumnezeu îi pasă de tine și vom citi de la versetul 8 până la 11. E cel mai scurt mesaj, dar foarte cuprinzător. Îngerului Bisericii din Smirna scrie: iată ce zice cel din tâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat. Și bați jocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii dintre voi, ca să vă încerce. Și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, cel ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Amin. Vă invit să reocupați loc. Frați și surori, domni și doamne, care ați venit în dimineața aceasta să ascultați un cuvânt din partea lui Dumnezeu, am învățat duminica trecută că atunci când un om aici în față predică, de fapt predică Dumnezeu. În momentul în care ne ridicăm în numele Domnului și lăsăm pe Dumnezeu prin Duhul Sfânt să ne conducă, Dumnezeu vorbește. Și astăzi aș vrea să putem și noi să spunem ca Samuel: vorbește, Doamne, că robii Tăi ascultă. Amin. Doamne, ajută-ne la aceasta. Am citit textul acesta în urma studiului pe care, prin mila și harul lui Dumnezeu, l-am avut. Mesajul adresat bisericii din Smirna. Traducătorii i-au dat acest termen, biserica în suferință. Și am numit mesajul din dimineața aceasta, mângâiere în suferință. Vedeți dumneavoastră, la scăldătoarea aceea veneau, din când în când veneau un înger al Domnului și făcea așa o tulburare, niște vârtejuri în apă și oamenii erau vindecați. Primul care sărea în apă. Apoi, în Vechiul Testament, când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, în mod sporadic, venea peste câte un proroc, le trimitea câte un mesaj. Bisericilor primare, Domnul Iisus le trimite câte un mesaj. Dar dumneavoastră, la fel ca mine, avem un mare avantaj astăzi aici. Iar avantajul nostru este următorul. În noi, în mine și în dumneavoastră, Dumnezeu din cer a turnat Duhului cel Sfânt. Știți cum se mai traduce? Mângâietorul. El ne mângâie în orice moment. De fiecare dată când diavolul ne pălmuiește, Mângâietorul, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ne mângâie, ne întărește. E mai mult decât un Red Bull spiritual. E mai mult decât o cafea, decât un energizant. E șoapta, susurul blând al Duhului Sfânt care ne mângâie. Și astăzi, surprinzător pentru dumneavoastră și pentru mine, e foarte greu. Așa cum vă mai spuneam și cu alte împrejurări, sunt foarte aspru cu mine însumi. Am foarte mari pretenții de la mine. De aceea uneori sunt chiar nemulțumit de lucrul acesta. Îmi doresc mult mai mult și îmi tind coarda la maxim și trag de mine la maxim ca să am performanțe maxime în ceea ce fac. În darul pe care Dumnezeu mi l-a dat. Ei, dar lucrul acesta poate să fie și un dezavantaj, pentru că exigența poate să fie transferată și colaboratorilor și celor din apropiere, inclusiv dumneavoastră ca biserică. Dar astăzi mă voi lupta. Îl voi ruga pe Dumnezeu să mă ajute. Pentru că mesajul pe care Dumnezeu mi l-a dat dumneavoastră este singura biserică și Filadelfia, dar are o mică obiecție, căreia Iisus nu-i reproșează nimic. Nimic. De aceea, în dimineața aceasta, probabil că ați venit de multe ori la biserică și ați zis tot pretenții și când vine ziua aceea, vine prorocia și aduce și ea avertizările ei, vine predica, vine îndemnul, tot se cere, rețineți un lucru. Dacă bisericii de duminica trecută din Efes, Domnul o amenință și spune, vin la tine să-ți iau, de data aceasta bisericii din Smirna, Domnul Iisus Hristos îi spune, vin doar să-ți dau încurajare. Notați un lucru astăzi.
Dumnezeu astăzi nu cere nimic de la dumneavoastră, ci doar să fiți atenți și să fiți pregătiți pentru binecuvântările pe care vrea să vi le dea. Stați liniștiți că urmează următoarele biserici și o să le ceară, dar de data aceasta nu am voie, nu-mi dă Domnul voie, să vă aduc niciun reproș. Și aș vrea să mergem direct la studiul nostru, Smirna sau Mir sau amărăciune. Așa se traduce. Și mi-a plăcut foarte mult explicația plastică pe care Oren Wiresbe, un scriitor și un cercetător al Bibliei, care a scris mai multe cărți, american, o are legat de acest aspect. Smirna sau Mirul e parfumul oriental care e obținut prin stoarcere, prin frământare, în urma unei mari dureri. Și spune Domnul Iisus Hristos, cu alte cuvinte, iubită biserică din Smirna, știu că ai amărăciune în inima ta, știu că ai suferință în inima ta, dar notează un lucru, în suferință se nasc cele mai binecuvântate perle. În suferință iese parfumul binecuvântat. De aceea, frați și surori, probabil că în dimineața aceasta, unii dintre dumneavoastră, surori și frați, sunteți în malaxorul acesta al diavolului. Rețineți, zice, diavolul vrea să vă arunce în temniță. Diavolul vrea să vă încerce. Da, vrea să vă arunce în temniță ca să vă încerce. Necazul din viața ta. Există posibilitatea, dacă nu ai decis tu, să fii adus de diavolul. Dar notează, la urmă, parfumul pe care tu îl emani spiritual va fi unul extraordinar. De aceea aș vrea să înțelegeți, iubită biserică, necazurile, inclusiv pe care diavolul le aduce în viața noastră, sunt spre binecuvântarea noastră, spre creșterea noastră spirituală. Și aș vrea să vedem câteva aspecte istorice. Smirna, astăzi este orașul Izmir. Este al doilea și atunci, cel puțin atunci, era al doilea din Asia Mică, era metropola Asiei. Dacă Efesul era puțin mai jos și avea deschidere la Marea Adriatică, Izmirul este dincolo de cotitura aceea pe care o au turcii și are deschidere la Marea Egee. Avea foarte multe oportunități. Foarte multe oportunități. E bine, fiind pe coasta Mării Egee, era un oraș foarte prosper, fiind oraș portuar. Dar vreau să știți un lucru. În Izmir sau în Smirna, dacă voiai să te îmbogățești peste noapte, aveai toate șanse. Aveai toate oportunitățile să te îmbogățești peste noapte, atât de multe se ofereau. Corupția nu a inventat-o românii. Și vreau să nu să vă încurajez, n-ar fi o încurajare, dar sunt state ale Uniunii Europene, occidentale chiar, cu mult mai corupte decât România. Dar să revenim, corupția are originea din cele mai vechi timpuri și până în zilele noastre. Este la fel de bătrână ca istoria însăși, ca istoria umanității însăși. Și în acest oraș, cu foarte multe posibilități de îmbogățire, aici, dacă erai puțin pasiv, duceai o viață extraordinară. Erai cel mai tare, aveai bani, puteai să fii valutist, puteai să faci contrabandă cu foarte multe lucruri. Puteai să faci afaceri la negru, se puteau face foarte multe lucruri. Și vine Domnul Iisus Hristos și spune, știu sărăcia ta. Într-un oraș cu atâtea posibilități, niște oameni sărântoci, niște oameni săraci, da, de ce? Și aici aș vrea să vedem câteva lucruri. De ce oamenii aceștia nu s-au compromis? Al doilea lucru pe care vreau să-l subliniem aici este suveranitatea lui Iisus Hristos. Uitați-vă aici. Zice, știu în detaliu necazul tău și la persoana întâi singular. Știu necazul tău. Îl cunosc. Îl știu. Frați și surori, păi dacă îl știi, Doamne, de ce nu-l rezolvi? Mergem mai, o să vedeți mai târziu, ziceți, diavolul are să arunce în temniță și va veni un necaz de 10 zile. Păi, Doamne, dacă știi, de ce mai îngăduie? Păzește-mă de el. Izbăvește-mă de cel rău. Ei, aș vrea să notez eu lucru, soră și frate.
În fiecare domeniu, cerul, Dumnezeu, are nevoie de un exemplu. În fiecare domeniu al vieții, în fiecare perioadă a istoriei, în fiecare mediu social, Dumnezeu are nevoie de un exemplu. Și zici, dar de ce tocmai mie? Pentru că nimeni nu lucrează cu colegii mei. Și îngăduie Domnul necazul în viața mea, pentru că oamenii din imediata mea apropiere trebuie să aibă un exemplu de om spre mântuire sau un martor spre condamnare în ziua judecății. Da, dar necazul meu e cel mai mare. Necazul tău e cel mai mare pentru tine. Dar cei din breasla ta, care au același necaz ca tine, ei doar pe tine te au de exemplu, niciodată nu mă vor avea pe mine. Unii au probleme financiare, alții au problemă de sănătate, alții au problemă cu un copil, alții au problemă cu alta, alții au problemă cu locuința, alții au problemă cu socrii, alții au problemă cu o grămadă de lucruri. Și zice Domnul Iisus Hristos, știu în detaliu și abordarea nu este la general, ci abordarea este la individual. Necazul tău personal. Frate, dar chiar pe al meu, gândurile mele, insomniile mele, frământările mele, nopțile mele albe, le știe Dumnezeu. Da, le cunoaște Dumnezeu în detaliu problema ta pe care o ai. Și reține, în domeniul tău, tu ești exemplu suprem în biserică. De aceea, surorile au rămas surprinse și frații care, venind la consiliere cu unele probleme mai grave, mai puțin grave, mai mult grave, le-am solicitat ajutorul și le-am spus, soră dragă și frate dragă, te rog frumos să-mi permiți să notez numărul tău de telefon, să notez problema ta. Pentru că atunci când în biserică va surveni, va interveni un caz similar cazului tău, eu vreau să apelez la dumneata să mă ajuți. Și în harul lui Dumnezeu, că am avut mari biruințe, pentru că oameni la care am apelat, atunci când caz ca și al lor, identic cu al lor, am întâlnit, eu n-am avut cum să am o soluție. Dar când am chemat-o pe sora, când am chemat pe fratele, a fost soluția. Frați și surori, de aceea Dumnezeu, de fapt, vă specializează în domeniul respectiv și vă ajută să fiți profesioniști în necazul acela. Păi frate, da, am copii, ne întorci la Domnul, dar am un soț nemântuit. Da, în momentul în care în viitor Dumnezeu face să se mântuiască, Doamne, în biserica aceasta, care la rândul lor vor fi persecutate de soțul lor, acum deja dumneavoastră vin cu soțul la cină, Doamne ajută-ne! Vă voi chema și să vă rugați împreună pentru sora respectivă, să mă ajutați în slujire, să o ajutăm să-și ducă lupta. Acum, sper că m-ați înțeles. Știu necazul tău. Sărăcia ta. De ce? De ce apreciază Dumnezeu sărăcia acestor oameni? Doamne, dar ție nu-ți place să fim bogați? Și aici s-a instalat și a făcut loc, a dat din corne filozofia prosperității. Păi dacă îl iubești pe Dumnezeu, trebuie să fii bogat, Domnule. Cu orice preț, prin orice mijloc, asta nu se mai spune. Și zice Domnul Iisus Hristos, te apreciez pentru faptul că ești sărac. Că abia îți întinzi salariul de la o lună la altă. Că abia reușești să acoperi cheltuielile și ratele din bancă. Că abia reușești una sau alta. Știu sărăcia ta. Păi, Doamne, și de ce nu faci ceva? Nu, pentru că îmi place de tine. Îmi place comportamentul tău în contextul în care te afli. Dar de ce, Doamne? Păi spun de ce. Apreciez nu sărăcia în sine, ci apreciez modalitatea prin care preferi să rămâi sărac, păstrându-ți cugetul curat. Ți s-a propus să duci o sacoșă de droguri dintr-o parte în alta și ai zis, nu, pentru că eu sunt pocăit. Ți s-a propus să minți, să faci evaziune fiscală. Ți s-a propus să faci contrabandă cu oameni, să vin sclav. Și tu ai zis, nu, mai bine sărac și curat, decât cu bani în buzunar și în bancă. Și coleg de cameră cu Gheorghe Dinca. Mai bine așa. Și zice Hristos, asta apreciez la tine. Asta apreciez la tine. Refuzul tău arată caracter. Refuzul tău arată cuget curat, arată statornicie. Văd, zice Iisus, statornicia ta în credință.
toate ispitele pe care le-ai la toate colțurile, toate provocările, toate propunerile indecente, toate, știu eu, toate, cum să le numesc, parteneriatele în afaceri pe care ți le propun colegii tăi și tu zici nu, din devotament pentru Hristos. Nu mint din devotament pentru Hristos. Nu fur din devotament pentru Hristos. Și zice Hristos, pentru asta, aplauze, felicitări. Și în cele din urmă, frați și surori, ce folos mi-a fi mie să intru pe stradă? Da, așa, în România, ascultați-mă. Eu dacă aș intra cu o mașină turbată pe strada mea, nu m-ar vedea cu ochi buni nici colegii, nici vecinii, pentru, din invidie. Nu m-ar vedea cu ochi buni nici Dumnezeu, pentru că am apelat la lucruri neortodoxe, da? La acțiuni neortodoxe. Și atunci de ce folos? Aș rata și viața asta și veșnicia. Nu merită. De aceea zice Hristos, măi, eu văd statornicia voastră în credință și vă apreciez pentru aceasta. Suveranitatea lui Dumnezeu. În patru domenii se manifestă suveranitatea lui Dumnezeu. Unu. Iată ce zice cel din tâi. Suveranitatea lui Dumnezeu peste creație. La început era Logosul și Logosul era cu Dumnezeu și Logosul sau Cuvântul era Dumnezeu. Și zice Hristos, iubită biserică din Smirna, notează cine stă de vorbă cu tine. Suveranul peste creație. Eu sunt Iisus, îi zice lui Pavel, pe care îl prigonești. Eu sunt. Da? Cel din tâi. Suveranitatea asupra creației. Doi, cel de pe urmă. Suveranitatea asupra judecății. Eu sunt Domnul și judecătorul. Să nu judecați ca să nu fiți judecați. Toată judecata este a Domnului și Domnul a dat-o Fiului. Judecata răsplătim. Cel de pe urmă. Suveranitatea în judecat. Trei, cel ce a murit. Suveranitatea asupra morții. Și cel ce a înviat, suveranitatea asupra vieții și veșniciei. Uitați-vă de ce Pavel zice, pentru mine, dacă este să mor, fie nicio problemă. Pentru că suveran asupra morții este Iisus Hristos, Domnul Fiului Dumnezeu, glorie lui veci. Și dacă ar trebui să mor, mai știu un lucru, că este, El este suveran și asupra vieții și a veșniciei. El, Hristos, mă va învia, pentru că eu m-am împărtășit din trupul și sângele Lui. Toată viața mea am luat cina Domnului și cred că Cel care a înviat pe Iisus Hristos dintre cei morți, ne va învia și pe noi în ziua aceea mare și binecuvântată. Doamne, îți mulțumim! De aceea, frați și surori, pe noi nu ne sperie moartea. Pe noi nu ne sperie nici viața. Pentru că dați-mi voie să vă recunosc. Și dumneavoastră îmi veți da dreptate. Există, e mai mare greutate să trăiești pentru Hristos astăzi. Cel mai simplu e să mori. A venit un tânăr, nu e nici azi la credință. Pe vremea când era lider de tineret într-o biserică micuță și așa, știi ceva? Eu prefer mai degrabă să trăiesc cum vreau. Și când vine persecuția și când vine prigoană, ăla zice, te lepezi? Și eu zic, nu! Și zice, eu trage un glonț în frunte și într-o secundă ajung în cer. Logica lui, pe filozofia și pe filieră demonică, e de nota 10. Dar pe filiera adevărului și a lui Dumnezeu, e de 2 bani. E de 2 bani. Pentru că va rezista prigoanei cel care a trăit în viața aceasta. Avem impresia, în cele din urmă, ascultați-mă, era mai ușor pentru cei care erau prigoniți, da? Ba, îl împușca, ba, erau decapitați, dar a trăi pentru Hristos într-un context ca astăzi, este o condamnare în fiecare secundă. Eu în fiecare, omorâți mădularele voastre. Deci, de fapt, noi care trăim, murim în fiecare zi. Ăia care au murit și așteaptă înviere. Dar noi murim în fiecare zi. Și omor limba mea să nu mintă. Și omor mintea mea să nu gândească ce nu trebuie. Și omor privirea mea să privească doar ce place Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea, frați și surori, vine Domnul Iisus și spune, eu sunt cel care a fost mort și am înviat. Nu fiți dezamăgiți de frații voștri care au fost dați la lei, la fiare, care au fost condamnați, ci așa cum eu am înviat dintre morți, așa îi voi învia și pe ei dintre cei morți în ziua judecății. Aveți nădejde aceasta, frați și surori. Încheiem punctul ăsta și mai revenim la el doar în concluzii.
Dar vreau să notați în mintea dumneavoastră. Cel cu care avem de-a face este o încurajare pentru dumneavoastră. Este suveran peste creație. Numele Lui este Iisus Hristos Domnul. Cel cu care avem de-a face este suveran peste sfârșit. Peste sfârșitul lumii. De aia eu nu mă tem de sfârșitul lumii. Era o discuție la școală. Domnule, legat de sfârșitul lumii, de pecetea lui Anticrist, și am zis, dragilor, eu n-am nicio treabă. Cum? Va exploda Pământul. Atâta explozibil are Pământul, că ar putea să distrugă planeta de 5 ori. Deci de 5 ori. Nu Dumnezeu va distruge planeta, ci o va lăsa pe mâinile oamenilor pentru puțin și oamenii o vor distruge. Și am zis, prieteni, eu nu aștept sfârșitul lumii acestea. Eu aștept începutul eternității cu Iisus Hristos în cer. Slavă Lui în veci. De aceea, fie că trăim, fie că murim, nu contează. Oriunde mă duc. Zice David, unde să mă duc departe de fața ta? Mă duc, iau aripile zorilor și zbor și zbor până la marginile Pământului. Și acolo ești tot tu. Tot tu ești suveran. Am zis, lasă că mă duc în locuința morților să scap de tine. Și acolo ești tot tu. Tot tu ești suveran. Am zis, gata, nici întunericul nu e... Aici e un joc de cuvinte, dar o să-l discutăm altă dată. E un artificiu lingvistic extraordinar. Nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine. Noaptea strălucește ca ziua, ziua ca lumina. Este poezie frumoasă, o studiem altă dată. Suveran asupra vieții tale este Iisus. Doamne, îți mulțumesc pentru aceasta. În al treilea rând, auziți ce subliniază Iisus? Dar înainte de toate, spunea, scrie-i. Bisericii din Sarde scrie-i. Dumnezeu a pus foarte mare accent pe scris. De aceea eu scriu. Și notez. Și notez predicile. Dumnezeu pune foarte mare accent pe scris. Și eu iubesc scrisul. Pentru că ce e scris, e scris. Am numit-o bogăția sărăciei tale. Și mai așteptați puțin când vom vorbi despre Laodicea, vom vorbi despre sărăcia bogăției tale. Sunt două fenomene pe care dumneavoastră, oameni inteligenți, le veți înțelege. Bogăția sărăciei tale. De ce bogăția sărăciei? Auziți aici. Ești bogat dacă ai cuget curat, dacă spui adevărul, dacă muncești cinstit și dacă nu intri în combinații. Chiar dacă nu ai bani. A, dar noi am crezut că ești bogat doar dacă ai bani. Și ai o mașină turbată, și ai o casă frumoasă, și ai o familie frumoasă. Eu așa am crezut că ești bogat. Nu! Dacă cugetul ți-i murda, ajungem la Laodicea, abia aștept să ajungem. Vedeți cât de înclinat sunt spre critică. Abia aștept să ajung la Laodicea, că acolo e mult de criticat. Doamne iartă-mă! Doamne iartă-mă că astăzi e alt mesaj, da? Ai cugetul curat, spui adevărul, muncești cinstit, ești salariat, îți aștept salariul la sfârșitul lumii, nu intri în combinații din acestea dubioase. Chiar dacă nu ai bani, ești bogat, slavă Domnului veci. Frați și surori, eu nu știu cu ce gând ați venit dumneavoastră la biserică. Și-o zic, sărătocul de mine, să gândește Dumnezeu la mine. Eu sunt sărac. Am plătit chiria, am plătit toate, n-am mai rămas aproape cu nimic. Eu sărătocul de mine. Ești bogat. Dacă inima e curată. Era o cântare veche, nu se mai cântă la grupurile noastre astăzi, dar era pe vremea când eram eu tânăr. Zice, cum zicea în felul următor? Ești bogat de ai sufletul curat. Bogății să nu le zici celor ce rămân aici. Da? Creștine, ești bogat dacă ai sufletul curat. Bogăția sărăciei tale. Și spune macedonienii care sunt aici la, știți la cât? La 400 de kilometri de noi. Până aici a ajuns Pavel și ar fi ajuns și aici și până în Moscova, dacă nu-l decapitau roman. Și zice, au făcut din sărăcia lor lucie. Vă rog să fiți atenți cum se manifestă din punct de vedere metaforic bogăția Harului lui Dumnezeu în bogăție. Din sărăcia lor lucie au făcut un belșug de binecuvântare pentru Sfinți. Extraordinar. Pe cum, măi? Păi belșug este atunci când e surplus. Când e mai mult decât trebuie, când e prea plin. Dar când nu ai, da. Vă spuneam și duminica trecută și vă spun și acum. Am fost cazat în viața aceasta și la bogați și mulți, și la săraci și mulți. Și vreau să vă spun, aș prefera de 1.000.000 de ori să fiu cazat la săraci. Cum se ocupă săracul de tine și cum te tratează ca pe un prinț. Nu te tratează bogatul niciodată. Bogatul te tratează ca pe un călător care vine și pleacă. Bogăția sărăciei tale. Nu știu câți bani mai ai în portofel. Nu știu.
Dar află, o să vă spun în urmă, peste două săptămâni, când mă voi întoarce, vă voi aduce și niște poze. Află că pe pământul acesta sunt oameni. 3.000 de oameni mor în fiecare zi de foame și tot atâția de sete. Ești sărac? Depinde cu cine te compari. Pentru că dacă eu m-aș compara cu un Ion Țiriac, da, zic, bă, îl fac din joc de gleznă. Eu sunt mult mai bogat decât el. Dar îl rămâne la filozofia pe care ne-o livrează societatea în care trăim și umanismul. Dacă te compari cu el, păi zici, el are, te ține o grămadă de reprezentanțe, Mercedes, are Peco, are bănci, are o grămadă de conturi. Dar ia gândește-te la cel care azi dimineață n-a avut ce să pună pe mască. Ia gândește-te la cel care acum se duce acasă, o grămadă de mămici din România, se duc acasă și nu au ce să pună pe masă. Și se gândesc să o ducă în fața frigiderului. Vorba lui Cristi Boare, eu a scris un articol în urmă cu vreun an de zile. Îl țineau în priză pentru medicamente. Mai sunt oameni astăzi care țin frigiderul în priză pentru medicamente. Depinde cu cine te compari. Dar dacă inima ta e curată, tu nu ești sărat. Ești bogat, îmbogățit de Hristos, slavă lui în veci. 4. În știință părintești. În știință părintești. Nu te teme. Acum, după programul ăsta, da, Rob Bible și o grămadă dintre ele, imediat pui cuvântul și îți apare de câte ori e în Biblie. Fraza aceasta apare de 365 de ori. Știi ce înseamnă asta? Pentru fiecare dimineață din an, Dumnezeu a pregătit pentru tine o frază cu care să începi ziua. Nu te teme. Păi da, frate, dar am un diagnostic. Am niște copii de crescut. Am datorii. Bun, pune-le și pe astea, dar prima dată pune asta. Nu te teme! Nu te teme! Știți cum e cu teama asta? Diavolul în vremea din urmă, prin duhul de frică, face ravagii în biserică. Prin duhul de frică. Între pocăiți. Știți cum? Mai ales în diaspora, mai ales familiile tinere. De aceea m-am axat cumva pe consilierea familiilor tinere și pe conferințe în domeniul acesta. Frate, zice, avem o problemă. Suntem căsătoriți de 5 ani de zile. Și nu avem un copil. De ce? Probleme, ceva, ne rugăm. Nu, 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 zice, suntem sănătoși, totul e regulă. Dar ne e frică. Unde să-l ținem? Dar ce credeți, mai că voi veți face un copil cât un elefant? Are nevoie de o sală de sport în care să-l cazați? Atât ai. În cape pe pernă. Poți să folosești perna pe pod de saltea, fără nicio problemă. Dar e demonul de frică. Vai, ce mă fac? Cu ce-l crezi? Tata și cu mama au crescut 13 copii. Între ei sunt și eu și sunt trei slăbănoci. Deci vă dați seama că nu-s chiar... Știți că americanii folosesc așa numita contracepție psihologică. Măsuri de contracepție psihologică. Îi cheamă pe Just Married, pe proaspății însurății, de chiar înainte de nuntă și le zice, bă băieți, uitați-vă care treabă. Voi știți că cheltuiți cu un copil să-l duceți până la 10 ani, la 12 ani? $100.000. Băi, aveți? Și eu știu ce să trăim. Nu avem. Așa că aveți grijă. Păi mă, frață, dar dumneavoastră chiar credeți că părinții mei au cheltuit 1,3 miliarde de dolari să-i crească? Da, de unde? A lăsat Dumnezeu zici, a lăsat lobo de primăvară, a lăsat multă mâncare la îndemână locului și sănătoasă. Doamne, îți mulțumim pentru aceasta. Dacă diavolul cumva a reușit la nivel de minte să vă terorize o grămadă de tine tonatici, poți să-i ordinezi prezbiteri fără niciun fel de problemă. La 37 de ani însurat, direct pe ceva diacon, bătrân direct. Bă, dar nu te însuri. Frod. Migroază. E demonul de frică. Trebuie să fie exorcizat de el în numele lui Iisus Hristos. Dar nu vă zic dumneavoastră, le zic lor. Vă dați seama pe câte linii atacă. Și vine Domnul în dimineața asta la dumneavoastră, frații mei și surorile mele. Și spune așa, nu te teme. Amin. Doamne ajută-ne. Nu te teme. Diavolul va întemnița pe unii dintre voi pentru Evanghelie. Va întemnița. Păi Doamne, dar dă cu el de pământ odată. Da, fă-i o perfuzie să scăpăm odată de el. Și zice Domnul Iisus, nu. De ce? Păi dă-i în pușcărie. Cine evanghelizează? Că dacă voi nu vă duceți duminică, am fost în temniță și n-ați venit pe la mine. Lasă că vă trimite diavolul, îmi face un serviciu mie și vouă și împărăției lui Dumnezeu. Vă trimite, vă leagă pe voi în pușcărie și voi în pușcărie să vă oprim că nu predicați. Că vă trebuie să predicați. Dar dacă n-ajungeți liber,
ajungeți legați. Și acolo predicați Evanghelia. Dar de ce trebuie să ajungă la oncologie, Doamne? Dar de ce trebuie să ajung eu cu copilul la pediatrie la Timișoara? Dar de ce trebuie să ajung eu la Marie Curie cu arsuri de 70 de grade? Pentru că și acolo sunt oameni pe care nu evangelizează nimeni. Și uite, așa cum toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și veți avea un necaz de 10 zile. Cele 7 biserici mai sunt considerate și mesaje generale adresate perioadei 0-2000 de ani, istoriei creștinismului. Și aceasta, biserica din Smirna, este atribuită perioadei 180-310, când a fost anulat edictul, care cuprinde și prigoana lui Diocletian, cea mai neagră perioadă din istoria creștinismului. Mai dură, cea mai dură prigoană posibilă, chiar mai dură decât a lui Nero. Vreau să vă citesc doar un material scurt și apoi să vedeți cum îi terminau și cum îi terorizau psihic. Persecuția lui Diocletian, sau Marea Persecuție, mai este numită în Biblie, a fost cea mai severă dintre persecuțiile împotriva creștinilor din timpul Imperiului Roman. În anul 303, împăratul Diocletian și colegii săi Maximian, Galerius și Constantinus Chlorus, cum îl chema pe ăsta, s-a emis o serie de edicte de revocare a drepturilor legale ale creștinilor și le cereau acestora să respecte practicile religioase tradiționale din Roma Antică, printre care închinarea la statul zeilor din temple și aducerea de jertfe acestora. Mai târziu, edictele vizau clerul creștin și impuneau sacrificii universale, prin care toți locuitorii Imperiului urmau să facă sacrificii zeilor oficiale. Persecuția a variat în intensitate pe cuprinsul teritoriului. Și auziți ce abordare aveau de bătaie de joc. În 185, de proconsulul Asiei, Arius Antonius, s-a apropiat un grup de creștini care au cerut să fie executați. Deci atât de puternic am, au zis, nu mai merge să murim pentru Hristos. Și au mers pur și simplu să moară pentru Hristos. Dacă asta este, și după aceea s-a născut ideea că sângele martirilor naște martiri. Și au zis așa, deci s-au plictisit să-i omoară. Atât de crunt a fost prigoana asta și ei s-au plictisit să tot mai aștepte să se mai sperie. Știi ceva? Și nu mai speriem nici noi. Omorâți-mi. Și zice că unul dintre ei din consulat i-a trimis la plimbare pe restul, spunându-le că dacă vor să moară, au la dispoziție suficientă fânghii și sunt suficiente stângi de pe care să se arunce. Duceți-vă și omorâți-vă singur, că ne-am săturat să vă tot prăjim. Ne-am săturat. Voi, omorând 10, izvorăsc 1000. Omorând 1000, izvorăsc 1000. Nu mai știi ce să facem cu voi. Sunteți ca ciuma. În această perioadă a lui Diocletian a murit și Policarp. Policarp a fost ucenicul lui Ioan. La condamnarea lui au venit și au spus Policarp. A zis killerul. Vă rog frumos, zice, pentru vârsta dumneavoastră respectabilă, atât vreau să aud o jurătură, un blestem la adresa lui Dumnezeu și trăiești. Și e rămasă de istorie, a zis Policarp. Eu să-L blastăm pe Dumnezeu care mi-a dat pâine în fiecare zi. De 84 de ani mă poartă cu carul lui de biruință, mi-a dat oxigen în fiecare zi. Mi-a dat apă, mi-a mântuit sufletul. Și a zis așa, ascultă-mă, mai bine taiem limba decât să-L blastăm pe Dumnezeu. Și a fost condamnat în timpul prigoanei lui Diocleția. A murit și el, o boală nepraznică, la nenorocit, ca să mai respire puțin și biserica. Care este scopul? Ca să vă încerci. Frați și surori, sunt încercări de care Dumnezeu ne scapă. Sunt încercări de care Dumnezeu ne scapă prin moarte, când ne ia la el. Sunt încercări în care Dumnezeu, și mi-a plăcut cântarea fraților noștri și surorilor care au cântat-o, dacă e muntele și nu pot să nu-l dă Domnul deoparte, ajută-mă să urc pe el. Dacă e mare și nu o munți din fața mea, ajută-mă să merg pe ea. Sunt situații și mi-a trebuit să îmbătrânesc, să înțeleg lucrul acesta. Că sunt încercări în viață pe care Dumnezeu nu ne le-a niciodată. Nici țepușul lui Pavel n-a fost luat. De ce? Ca să nu ne îngrânfăm și puterea lui Dumnezeu în slăbiciune este făcută de săvârșită. Și am zis, Doamne, pentru încercările pe care ai de gând să le iei, ia-le și ajută-mă să fiu mai liber. Iar pentru încercările pe care mi le lași, dă-mi putere să le duc cu onoare. Ce ziceți? Ce rugăciune interesantă, nu? Dar e rugăciune biblică. Și mai avem... Uitați ce spune Biblia.
Știu prigoana din partea celor care sunt din sinagoga satanei. Și se referă la iudaizatorii care și-au dat concursuri la autoritățile de stat. Colaboratorii cu securitatea romană, care dădeau cu subsemnatul și dădeau adrese, ăștia erau iudaizatorii, oameni cu tora în mână. Și dădeau, suflau oameni, acolo sunt creștini, acolo sunt 20, acolo a predicat el. Și zice Domnul Iisus Hristos, sinagoga se traduce prin a fi împreună, sinagoga, a aduna mai mulți oameni împreună. Și a zis așa Domnul Iisus Hristos, dacă oamenii aceștia se adună împreună, ei pot să deschidă torul și să citească. Și chiar să o scape și să o prindă. Ei pot să deschidă Biblia și să citească. Dacă nu locuiește Hristos în inima lor, sunt o sinagogă a satanei. Ei pot să cânte în față, dacă nu e Hristos în inima lor, ceea ce vorbea Beni mai devreme. Ei sunt o sinagogă a satanei. Reține un lucru, zice Domnul Iisus Hristos bisericii din Smirna, iudaizatorii aceștia, care își dau concursuri la moartea voastră. Ei sunt o sinagogă a satanei. Și vom vedea mai târziu că bisericii din Sardes îi promite Domnul Iisus Hristos și spune, uite, vezi că fac un favor pentru tine. Îți dau chiar dintre cei care sunt sub sinagoga satanei, care zic că sunt apostoli și nu sunt. Ți-i dau ție. Ia uitați-vă cum se manifestă un fiu al diavolului. Că probabil, măi, toți suntem creștini, tare aș mai pune odată înregistrarea cu predica lui Beni, ca să înțelegem odată pentru totdeauna ce înseamnă credință moartă și ce înseamnă credință vie. Eu mi-am notat-o. Auziți aici, Iisus a dus pe muntele Măslinii. Dar să citesc direct de la 41 la 47. Uitați ce spune aici. Voi faceți faptele tatălui vostru, i-au zis ei. Nu, noi nu suntem copii născuți din curvie, cu aluzie, ca tine. Deci asta era ideea. Noi nu suntem fii născuți din curvie, avem un singur tată, pe Dumnezeu. Ăștia erau membri activi în sinagoga satană. Iisus le-a zis, dacă ar fi Dumnezeu tatăl vostru, m-ați iubit și pe mine, căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu. N-am venit de la mine însumi, ci El m-a trimis. Pentru ce nu înțelegeți vorbirea mea? Pentru că nu puteți asculta cuvântul meu. Voi aveți de tată pe diavolului și voi vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr. Pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui. Căci este mincinos și tatăl minciunii. Iar pe mine, pentru că spun adevărul, nu mă credeți. Cine dintre voi poate dovedi că am păcat? Dacă spun adevărul, pentru ce mă crede? Pentru ce nu mă credeți? Cine este din Dumnezeu? Ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Voi de ce ascultați? Pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Sunteți membri în sinagoga satanei. Frați și surori, știți cum poți să te înscrii și să iei fișa de transfer din biserica lui Iisus Hristos și să o pui în biserica, în sinagoga satanei? E simplu să urăști. Uitați-vă aici, între toate Domnul apare, dar zice, el de la început a fost ucigaș. Cine? Tatăl sinagogii satanii. A fost un ucigaș. Acum eu vreau să te întreb. Zice Domnul Iisus, cine urăște pe fratele său este un criminal, un ucigaș. Uite cum poți să fii membru în sinagoga satanii. Tu poți să vii la biserică, tu poți să iei cină. Tu poți să citești Biblia și să fii membru activ în sinagoga satanii. Chiar și să predici și să spui și altora argumente în favoarea unii tale. Justificare în favoarea unii tale și a dușmăniei feroce de moarte. Religia fără dragoste este fanatism demonic capabil de crimă. Religia fără Iisus, fără dragoste. 6. Îndemnări. Fii credincios. Cu alte cuvinte, continuă așa. Ăsta este mesajul meu pentru dumneavoastră. În dimineața aceasta ați venit la biserică. Continuați să veniți la biserică. În dimineața aceasta ați cântat laude Domnului. Continuați să cântați laude Domnului. În dimineața aceasta ne-am rugat. Continuați să vă rugați. Continuăm. Țineți-o tot așa. Ăsta este mesajul pentru dumneavoastră. Ne vorbea Codrin despre schimbare. O să abordăm mai pe larg tema aceasta când Dumnezeu va rândui și ne va ajuta. Dar până atunci, continuați așa, frați și surori. Faceți milostenie. V-ați integrat într-un grup social. V-ați integrat în grupul de rugăciune. Continuați să vă rugați. Continuați să mijlociți. Continuați să vă rugați. Țineți-o tot așa. Fii credincios. Până când? Până la sfârșit. Am dat acolo câteva trimiteri în care Domnul Iisus Hristos le spune, dar cine va răbda până la sfârșit?
Matei 10 cu 22. Matei 24 cu 13. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Marcu 13 cu 10 cu 13. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. 1 Corinteni 15 cu 2. Dar dacă o țineți tot așa cum ați crezut-o până la capăt, altfel degeaba ați crezut. Toate merg în direcția statorniciei credinței noastre. Doamne, binecuvintează biserica cu statornicie. S-a săturat și Dumnezeu de convertiți nemântuiți, de oameni care vin în față, ne rugăm pentru ei, dar care nu-și predau viața cu totul Domnului, dar care se botează și nu se implică activ în trupul lui Iisus Hristos. De aceea zice Domnul, fii statornic, rămâi statornic pe temelia ta, nu ceda presiunilor sistemului. Sistemul atunci era într-un fel, astăzi este în alt fel. Rămâi drept. Îmi place o vorbă a unui general de armată român. Nu știu dacă nu cumva... Nu vreau să greșesc, dar nu știu dacă nu cumva I.C. Brăteanu a zis așa, o singură dată mor, dar vreau să mor drept. Ce frumos! Nu cu capul plecat în fața compromisului, sub presiunile sistemului, vreau să mor drept. Mai bine cu Hristos în pușcărie, decât în libertate cu mine însumi. Și ultimul lucru pe care vreau să-l subliniez, promisiune eternă. Au zis ce are Dumnezeu pentru Biserica Betleem, pentru Biserica din Smirna. Îți voi da coroana vieții. Eternitate. În contextul în care în Smirna, Izmirul de astăzi, se organizau jocuri olimpice și erau oameni premiați în fiecare duminică și stăteau tinerii amărâți și speriați și stresați de teroarea și de groasa persecuției. Și a spus Domnul Iisus, stai acum aici. Mai bine plâng acum în ceas, Bordolul Traian de Ros cu Domnul în părtășie, decât fără Hristos rămas să plâng o veșnicie. Nu vă uitați cu jind la premiile lor, la transferurile lor de milioane de euro. Nu vă uitați cu jind la coroanele lor, la coronițele lor. Nu vă uitați cu jind. Dacă voi rămâneți credincioși, vă voi da coroana vieții, coroana veșniciei pe care o vor purta doar preiubiții lui Iisus Hristos în contrast cu moarte iminentă. Ei vă dau o moarte în 2-3 minute, vă anesteziază, vă omoară imediat. Eu vă dau veșnicia. Nu te teme de moarte de acum, că vine veșnicia de totdeauna. Vine veșnicia de forever. Te păzesc de moartea a doua, care este iazul de foc. Și aici este fraza pe care dumneavoastră o știți. Cine se naște odată, moare de două ori. Moare odată și mai moare odată în moartea a doua sau iazul de foc. Cine se naște de două ori, nașterea biologică și nașterea din nou, moare o singură dată. Și moartea asta este somn. După ce a fost împroșcat cu pietre, toți așteptau ca Ștefan să facă spume la gură, să fie îngrozit și să intre în convulsie și să moară. Dar a zis, iată, văd cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu stând la dreapta lui Dumnezeu în cer. După aceea, zicând acestea, Ștefan a adormit. Există alegoria asta frumoasă, moarte somn, pe care Domnul Iisus Hristos o dă aleșilor Lui și sunt pregătite pentru dumneavoastră. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să invit tinerii să mai cântăm o cântare spre slava Domnului. Până când ei încep cântarea, aș vrea să vă fac o recapitulare. Frați și surori, probabil că Smirna, poate că numele tău e Smirna în dimineața asta. Și ai venit în casa lui Dumnezeu cu amărăciune. Și te duci în stânga ta și te uiți în dreapta ta și este doar amărăciune, este doar amar, este doar necaz, e doar durere, doar jignire, doar presiune. Și zici, până când? Până astăzi. Mângâiere în încercare. Mângâietorul Duhul Sfânt al lui Dumnezeu aduce mângâiere, slavă lui în veci. Da? Și nu uitați un lucru, cu cât presiunea e mai mare, cu atâta mireasma cunoștinței lui Hristos este răspândită mai tare. Niciodată biserica n-a strălucit mai tare ca în prigoană. Niciodată. Cea mai opacă biserică a fost Biserica din Libertate, Biserica din Democrație. Cea mai opacă și cea mai lipsită de performanță, cea mai neproductivă pentru Împărăția lui Dumnezeu a fost Biserica Vremurilor Bune, a fost Biserica Democrației, Biserica Libertății, Biserica Toleranței. Haideți să cântăm să-i slavă Domnului și voi continua înainte de rugăciune. Să vă mulțumim pentru vizionare!
Dumnezeu știe în detaliu cazul tău personal. Știe problema ta, știe pentru ce plângi, știe dilemele tale. Frate, eu azi noapte n-am dormit deloc, știe Domnul asta? În detaliu, fiecare secundă a fost lângă tine, te-a întărit, te-a luat pe mâinile Lui ca nu cumva să zdrobești piciorul de vreo piatră. Te-a păzit Dumnezeu ca să nu intri în depresie. Dacă ai intrat, îți întinde mâna ca să te ridice. Știe Dumnezeu, vede statornicia ta. Notează în dimineața aceasta că ai de-a face cu un Dumnezeu care e suveran peste moarte, e suveran peste viață, e suveran peste creație, e suveran peste eternitate. Notează astăzi că ești bogat. Ești cel mai bogat. De ce? Că ai inima, ai cugetul curat pe care unii l-au pierdut și au căzut de la credință. Tu n-ai căzut de la credință pentru că ai cugetul curat. Nu te teme. Vine Iisus în dimineața aceasta, iubită soră Smirna, iubite frate Mir, și zice, nu te teme, nu te teme, îți întinde mâna. De multe ori, aș vrea să știți un lucru, mâna lui Dumnezeu este întinsă așa în jos. Și noi trebuie să întindem mâna în sus, să ne prindem de mâna Lui și să ne ridicăm cu o treaptă, să nu coborăm cu o treaptă mai jos. Treceți dincolo de prejudecățile dumneavoastră. Aș vrea ca ziua de astăzi să fie un progres spiritual al vieții mele și să fiu mai aproape de Domnul, cu o treaptă mai aproape de Domnul. Dacă Domnul știe, atunci de ce îngăduie? Îngăduie pentru că are nevoie de tine, are nevoie de un exemplu în domeniul încercării tale. Apoi, să vă păzească Dumnezeu vreodată să-i scăliți, să completați vreo cerere în sinagoga Satan. În sinagoga Satanei poți să intri și dacă minți. Cine minte are de tată pe diavolul. Poți să intri și dacă urăști. Poți să intri și dacă faci compromisuri mici. În sinagoga Satanei se poate intra foarte ușor. Apoi, ne îndeamnă Domnul astăzi, fii credincios, continuă așa, fii perseverent, fii performant, dă-ți interesul. Zice Pavel lui Timotei, împlinește lucrul unui evanghelist și fă bine slujba, fă bine slujba, adică dă-ți interesul la maxim, adică fii harnic. Și apoi, în cele din urmă, face promisiune eterne într-o zi, Hristos, Domnul, se va încinge și ne va sluji la masă. Ne va pune pe cap cununa împărăției Lui, ne va scrie pe frunte un nume pe care nu știe nimeni decât cel care îl primește. Ar vrea să închidem ochii și să intrăm într-un moment de cercetare. Stimată soră Smirna, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să-ți mângâie rănile tale emoționale. Stimate frate Mir, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să vindece rănile tale și să mângâie toate durerile și amărăciunile tale. Te iubește Dumnezeu atât de mult. Mesajele acestea sunt sub genericul lui Dumnezeu, îi pasă de tine. Vă dați seama cât de mult îi pasă lui Dumnezeu de noi. Să se intereseze în detaliu de durerea mea, de problema mea, de ficatul meu, de inima mea, de soțul meu, de copilul meu, să aibă Dumnezeu în vedere toate acestea. Da, problema ta o știe Dumnezeu. Cum ar trebui să trăiesc? Îți mulțumesc, Doamne, că ești Domnul Domnilor, Părintele Veșnicilor și Dumnezeul Păcii. Glorie lui Iisus Hristos! Doamne, vin și cercetare înainte lui Dumnezeu. Mărturisește că fără Dumnezeu nu se poate trăi nicio clipă în clipa aia mor.
de tine, are nevoie de un om, de niciun.